Salutare tuturor! Dacă ați ajuns la capitolul cerc în materia predată, vă propun următoarea problemă. În figura alăturată, triunghiul ABC are măsura unghiului B de 20 de grade. Cercul care trece prin vârfurile A și C intersectează latura BC în punctul D, iar măsura unghiului BAD. Este 10 grade. Măsura arcului mic AC este. Haideți să vedem cum putem afla acest arc mic AC. În triunghiul BAD observăm că avem măsurile celor două unghiuri A și B. 20 respectiv 20 de grade este unghiul B și 10 grade este unghiul A. Ceea ce înseamnă că unghiul D, și anume BDA, este calculat prin diferența de la 180 de grade, care reprezintă suma tuturor unghiurilor într-un triunghi, minus cele două măsuri, 20 respectiv 10 grade. Și astfel obținem că unghiul BDA are 150 de grade. Unghiul ADC este calculat ca fiind unghiul alungit BDC minus acest unghi BDA. Măsura unui unghi alungit este de 180 de grade. Minus unghiul, tocmai aici l-am aflat, de 150 de grade, obținem că unghiul ADC are măsura de 30 de grade. Acest unghi este un unghi înscris în cerc, ceea ce înseamnă că măsura lui este jumătate din arcul descris pe cerc, adică AC, arcul AC, împărțit la 2. Deci, rezultă că arcul AC reprezintă dublul unghiului ADC, 2 mulți cu unghiul ADC, care înseamnă 2 ori 30 de grade și astfel am obținut că arcul mic AC îl reprezintă, are măsura de 60 de grade. Varianta de răspuns corectă și justificată este varianta D. Atât a fost pentru această problemă. Mulțumesc că ai urmărit. Te rugăm să ne apreciezi cu un like dacă ți este util acest clip. Și, în următorul clip, ne vedem cu ultima problemă de la acest subiect de tip grilă. Papa.